Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca car parking. După cum puteți vedea, am schimbat puțin mașina, am făcut-o albastră, dungi albe, roți albe. Arată foarte fain. Am mai scris și aici frumos Vladimir Gaming. În acest episod, cu 505.000, costă 500 de mii, o să luăm o casă și o să vedem împreună pe acest episod. Haideți să și intrăm. Dăm aici pe online. Nu știu, dăm aici, dăm pe City. Dacă vă plac aceste episoade, să nu uitați să dați un like, subscribe, m-ar ajuta foarte mult din partea voastră. Am cumpărat casa pentru prima oară. Mamă, ce tare!
Acum facem un hâț residence. De aici acum. E, nu știu care e faza cu modelul ăsta sau ce pot să mai fac în casa asta. Aici nu știu, zici că a făcut cineva ceva, dar n-o să spun ce. Da, cred că ar trebui să fie umbră, dar mai trebuie de lucra la umbre. Că zici că e mucegăită, doamnă. Dar asta nu zice știi ce casă, că nu-mi place deloc umbra aia, zici că e mucegăială. Da, aici frumos de-am urcat pe masă. Avem una bucată televizor care putem să ne băgăm capul în el, foarte frumos. Avem o canapea, e ok, dar un pic murdară, păi de capul ei. Aici mai avem niște pete de cafea, nu știu de ce n-am. Avem una bucată, în primul rând, înainte să arăt bucătăria. Ce asta, nu știu aici, dacă cățelul meu cu minte îl pune aici la colț, frumos. Iar are niște mucegăială pe jos, frumos, frumos, foarte frumos. Aici avem o ieșire pe afară, nu știu, în spatele curții. Aici avem una bucată bucătărie, frumos, fain, 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 frumos. Bucătărie un pic, e mai ok, dar tot avem niște mucegăi pe jos, frigiderul se deschide, dar putem să băgăm capul în el. Niște fructe, așa, sunt extrem de mici. Cred că e cât degetul meu de la și din joc, sunt destul de mici. Stai să vedem cum putem să mai punem camera. Hai să punem pe first person, așa. Avem aici frumos niște fructe. Mai avem noi aici o pâinică. Pâinică pentru... Ce? Da, cred că o să mă duc. O să mergem din nou. Rapid de tot. Nu știu ce s-a întâmplat, dar nici nu vreau să știu. O să începem din nou să vă arăt tot de la bucătărie, una bucată bucătărie, tot la bucătărie. Nu cred că mai trebuie checkpoint, punem direct să ajungem cât mai repede. Și nu știu ce s-a întâmplat asta. Car parking, rez, explicare. Sau parte de la net. Dacă nu mai... Trecem peste că v-am arătat pe aici. Mergem direct unde era, de unde eram. Deci așa.
frumos fructele mării, fructele nebuniei, pâine pentru burticuță, pâine la fetiță, nu știu ce naiba asta, zici că e pachet de țigări. Și în fine, cred că e un ceva, nu? Abar n-am. Aici avem cuptorul, că dacă băgăm capul prin el, vedem un geam. Mișto. Cuptor. Un geam, din nou putem să băgăm așa. Cred că așa ar trebui să te uiți pe geam, da. Să zicem. Aici avem așa, ești frumos în grădină, nu știu ce mai să nu. Ești frumos aici la răcoare. În fine. Și pe aici cream că e altceva. Mi-a dat unul schimb. Nope. Ronaldo mi-a dat schimb. Din nou foarte nasol. Uite cum e ușa. Nu știu că se efectiv. Da. Acum vedem aici frumos. Stai să vedem ce mai avem, că vreau să mă duc direct la etaj. Aici nu știu cineva e. Aici cred că trebuie să se, nu știu, trebuie să pun formula ceva să deschidă ușa asta. Deschide. Da, văd că nu-i prea ceva interesant să zic că vreau să mă duc. Tot aici e prin curte. Mai vedem ce mai e pe aici. O grămadă de uși. Pe aici, da, am văzut. Nu văd că nu mai e nimic. Zici că e backrooms cum e culoarea asta. Sincer, zici că e backrooms. Așa. Pe aici, frumos. Ăsta e etaj. Ăsta e... Era să zic etajul. Aici nu știu ce mai e. Din nou, încă un loc, dacă am trei căței. Mergem frumos sus, aici o priveliște de nota 10. Frumos acolo, parcare, aici că suntem cine știe ce țară. Zona exotică, cu o casă vai de capul ei. Aici avem o măsuță din sticlă, de fel, pică mie în cap. O tabletă, nu știu cine, zici că am de la care a tataie să pornez acolo, nu știu că ce care faza acolo. Din nou frumos, foarte frumos aici, ne vedem acolo mașința, la garaj. Aici nu știu ce s-a întâmplat, din nou foarte slab pe umbre. Colorul, să zicem că e mai ok. Nu știu, era ta dacă puteai să faci altceva, că dai 500.000 pe o casă. Măcar dacă... Nu știu ce vreau să zic, că e canapea lipită de asta. Aici nu știu ce ar trebui să fie. Dormitor, stai mă băguiesc cu ușa. Foarte ciudat sistem. Și acum pe unde trebuie să iau? Și că mă joc bambirici. Scrie ceea ce merge. Dar nu înțeleg de ce nu merge să merge. Așa, totuși am cumpărat casa. Aici avem un balcon foarte frumos. Uite mai bine cineva. Ia să scriem noi pe ce. Aici, living room. Da, tare mi-ar plăcea și dacă am putea să trecem. Așa, am zis toată lumea acum schimb. O luăm pe aici, că tot am zis că o luăm pe aici. M-a oprit la balcon. Așa, am intrat și aici. Vezi că băiței mei e ok. Hai, fi ok. Vreau să zic că e ok. Când văd toate sertarele astea, ești că e bibliotecă. Nu mai zic nimic, aici dușuleț. Da, dușuleț frumos aici. Măcar avem de ăla. Da, avem, da. Nea, să ieșim. Ok. Aici avem frumos, ne spălăm. Aici avem un căcănescu. Un cedurian. Căcănescu. Televizorul. Ce mai avem aici? Așa, am terminat aici.
Următoarele carme. Aici o baie, vai de capul ei. E îngălbenită toată, nu știu. Cred că ar fi cel mai tare să ai baie așa, îți dai seama dacă ai așa în viața reală. Am zis, din nou, nici că e backgrounds. Aici avem o ghiuvetă, dar nu știu, e cam ridicată, nu știu. Adică nici n-are loc. O picătură de apă. Frumos aici, încă o priveliște, copaci, copaci, copăcei. Toți se vedea acolo, mai știu. Așa, un pat. Parcă am mers aici, așa, un pat. Frumos, următoarea cameră. Aici chiar nu știu ce ar... Ce e asta? Asta trebuie să fie un televizor cumva. Ori nu mi s-a încărcat mie ca lumea jocul, ori chiar așa e casa. Că dacă chiar așa e casa, sincer, nu știu ceva. Ori mi s-a băguit puțin mie jocul, ori e chiar așa. Dacă e chiar așa, nu mai zic. Aici ce ar trebui să fie? În fine, vedem direct prin ușă. Da, m-a dezamăgit puțin casa asta. Adică 500.000 totuși niște bani. Următorul etaj. Nu, no, cât scrie încep. Nu cred că există un... Aici nu știu asta ce ar trebui să fie aici. Ar fi frumos dacă nu doar asta cu umbrela. Da, cred că mi s-a băgat în mie. Sigur mi s-a. Nu cred că așa e. Nu trebuie să fie umbrela mai încolo. Nu e să nu zicem aici avem așa invocat pe testul pe el. Da, zici că e tavan, zici că e casa neterminată. Așa și pe aici nu mai avem nimic. Deci frumos îți rezidenți, să zic așa. Un pic mucegăită, îți rezidenți mucegăit. Cam așa arăta dacă, în caz că vă întrebați. Nu, hai să ne uităm mai în detaliu un pic. Nu știu, ăla ce ar trebui să fie, ce ar nu știu. Boxele astea zici că e înghețat așa, băț, mai băț așa. E ceva înghețată. Da, boxe clar nu prea seamănă. Măi, ok, dar era tare dacă puteai și tu să te așezi măcar pe un scaun. Ne, să ieșim și noi dacă nu e altă, da? Ieșim și noi. Frumos pe la de unde am intrat. Da, de unde am intrat nu mai știu. Mă pierd în casa asta. Așa am ieșit din casă. Dar n-am văzut ce e aici, totuși. Că pe aici nu pot să-mi trec. Păi aici. Tare mi-ar plăcut așa dacă se închide. Aici un biros. Birou. Cum sunt chestia asta, nu știu cum se numea. Astea nu știu ce ar trebui să fie. Cred că boxe. Nu prea la ca boxe. Cred că pus un computer. Un calculator. Frumos, un laptop. Mă, părerea mea dacă stau să mă întrebați pe mine că să fac așa și asta aici. Eu am zis primul. Din afară arată ca lumea, după interior, nu știu, scrieți voi dacă s-ar merita, eu aș zice că nu prea, pentru că, da, totuși, nu vrei nimic, adică nici măcar nu poți să te așezi pe un scaun. Sper că v-a plăcut acest episod, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, subscribe, pa, pa!